Efectiv, ce mănânc într-o zi la mare? Am stat 8 ore, așa că am luat destul de multe lucruri. Am început să mâncăm undeva pe la ora 11 și am început cu acest panino, adică sandwich, cu piept de curcan. Apoi a venit un domn care vindea nucă de cocos, însă n-am cumpărat, pentru că m-am suturat de el. Apoi am băut acest Powerade albastru și am trecut la mâncare mai nesănătoasă, adică chipsuri sau biscuiți. După ce ne-am răsfățat burticile, am stat la plajă unde ne-am bronzat destul de tare. Uitați aici cât de roșii eram efectiv. Undeva pe la ora 7 seara am plecat din nou să mâncăm și ia uitați aici ce platou mare aveam, efectiv. Și chiar ne-a luat destul de mult timp să-l mâncăm pentru că era plin de chestii. După ne-am întors din nou la plajă unde am mai stat câteva ore și aici mă puteți vedea pe mine nereușind să-mi dau cam așa jos, efectiv.